fiind prezent majoritatea consilierilor locali de care am deschisă și prezenta ședință. Ședința este ședință ordinară. A fost convocată de primarul comunei Asău în conformitate cu prevederile dispoziției 140 din 18 mai 2022. Pentru început, ați avut în mapele de lucru procesul verbal al ședinței anterioare din 29 aprilie 2022. Dacă sunt ceva obiecțiuni ca să le notăm, vă rog. Dacă nu, supunem la vot procesul verbal al ședinței anterioare. Cine este pentru? Mulțumim. Dau cuvântul președintelui de ședință pentru a prezenta ordinea de zi pe următoarea. Da, prezentul meu. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului privind procedura de vânzare a bunurilor imobile din domeniul privat al Comunei Asău, inițiator primarul. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de premiere a elevilor de raza unității, așa spune, de raza unității, de PP. Raza unității administrativ-teritoriale Comuna Asău cu rezultate deosebite la olimpiadele școlare, județene, naționale și internaționale, precum și sportivilor care au obținut rezultate deosebite la competițiile naționale și internaționale. Inițiator primarul. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de analiză și acoperire a riscurilor a Comitetului Local pentru Situații de Urgență al Comunei Asău pentru anul 2022. Inițiator primarul. Proiect de hotărâre privind încheierea contractului de asociere a Comunei Asău cu de județul Bacău și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău în vederea finanțării activității de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap. Inițiator primar, probleme diverse, modificarea ordinii de zi. Un proiect de hotărâre privind reactualizarea contractului de furnizare a serviciului de alimentare cu apă încheiat între serviciul public de alimentare cu apă și canalizare a său în calitate de operator și utilizator, inițiator primar. 2. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și statelor de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului a său și ale serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local al Comunei Asău, inițiator primarul. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unor servicii juridice de asistență și reprezentare pentru apărare a intereselor Comunei Asău și ale autorităților publice locale din Comuna Asău, inițiator primarul. Se supune la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Regulamentul privind procedura de vânzare a bunurilor imobile din domeniul privat al Comunei Asău. Păi, e vorba de... Cred că ați văzut, la mapei ați văzut. Da, la vorba de teritoriul care a fost la maturitate, în urma inundațiilor din 2000. S-au dat de către primăria Asău terenuri cetățenilor care li s-au luat casă. Pe barte, nu știu unde s-a mai dat. Și ajungând la maturitate contractul de atunci. Deci, nu e o mare dreptul să-l cumpere. Și ar mai fi niște terenuri, dar alea sunt de numai în concesiuni. Este apă la Mazălaș, avem foarte multe solicitări concetățenii noștri din Rom. Da. Acolo ce statut au astăzi? Ce statut au astăzi? Acele terenuri. Care? De peste apă la Mazălaș. La unii s-au inspirat închirieri, dar când o să începem procedura, atunci au fost aprobat de Consiliul Local, nu nicio... Sigur că da. Da, despre asta e vorba, deci în proiectul să ați văzut și în regulament, deci nu va fi nicio vânzare fără aprobarea Consiliului. Ați văzut în regulament, va fi și o comisie și va fi și reprezentant din partea Consiliului Local. Dar trebuie să ajungem până la cadastru și la o parte de evaluare. Și un aspect.
cei care nu și-au plătit redevența sau concesiunea nu beneficiază de chestia asta. Sunt câteva familii care sunt proprietaritatea de nu știu cât. Atunci trebuie să fiecare contract individual, da. Și eu concesiunea când ai făcut-o, ai făcut-o pentru anumite condiții. Au respectat condiții, n-au respectat condițiile, au plătit, n-au plătit. Asta nu înseamnă că dacă se aprobă chestia asta, le-am plăcat, dar hai să... I-am dat drumul la sudare. Voi să-mi discuți? Comisiile au emis avizii favorabile, deci nu au fost... Punem la vot. Cine este pentru? Doi. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de plenire a elevilor pe raza unității administrativ-teritoriale Comuna Său cu rezultate deosebite la olimpiadele școlare județene naționale și internaționale, precum și sportivilor care au obținut rezultate deosebite la competițiile naționale și internaționale. Inițiator primarul. Discuții? Eu vreau să felicit acești copii, reprezintă școala noastră și sunt foarte de acord să fie premiați. Văd că am zis. Vrem să-i premiem într-un cadru festiv. Da, sigur că da. Cred că cu ziua, de ziua asta. Văd că este și domnișoare care a ajuns la eroilor. Faza națională. E lansare. Joia viitoare. Invităm toți cetățenii Comunei Său. Și așa ar fi și normal. Sunt eroii noștri, ar trebui să-i sărbătorim într-un mod festiv. Deci în sărbătoare fac un apel către toți cetățenii Comunei Său. Am făcut-o și în, înainte. Mai ales acum, în funcție de primar, chiar a jucat, că e frumos, așa, pentru eroii noștri, să fim cu toți aici de înălțare. Tu mai pregătiți să faci mult, se da. Eroi în viață. Da, spune la vot. Cine este pentru? 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de analiză și acoperirea riscurilor Comitetului Local pentru situații de urgență al Comunei Său pentru anul 2022, inițiator primar. Comisiile avize favorabile. Discuții? Cine este pentru? Patru. Proiect de hotărâre privind încheierea contractului de asociere a Comunei Său cu Județul Bacău și Direcția Generală a Asistenței Sociale și Protecția Copilului Bacău în vederea finanțării activității de protecție de tip rezidențial a persoanei cu persoane cu handicap, inițiator primar. Discuții? Comisiile avize favorabile. Cine este pentru? Avem persoane un pic. Avem persoane din comună care sunt la diferite cămini din astea și nu au susținere financiară. Trebuie să-i susținem noi din bugetul local. Deci despre asta e vorba, proiectul ăsta. Și o trebuie să facem un parteneriat cu DGA-TPC-ul, Direcția Generală de Asistență și Protecția Copilului, cu Consiliul Județean, ca să putem să contribuim la finanța. Bine, bine, rău, nu-i facem bucurie, dar asta e. Dar trebuie să-i ajutăm. În cazul mai mult, și pe doamnă cultură s-a reprezentat. Posibil să fim și noi, de asta sperăm. Avem, mi-a ajutat. Una care se dea care a făcut. Să facem noi un cămin în comună și să dea care a făcut la tigre. Nu. Discuții contra. Poate discuții? Supunem la vot. Cine este pentru? Modificarea ordinii de zi. Un proiect de hotărâre privind acuzarea calitatea contractului de utilizare a serviciului de alimentare cu apă, IAS, între Serviciul Public de Alimentare cu Apă și Canalizare, ASEU, în calitate de operator și utilizator, inițiator primar. Discuții? Comisia avize favorabile. Supunea la vot. Cine este pentru? Încă o dată mă obligă. Da. Încă o dată rog cetățenii care circulă pe drumul comunal de la scaunii la școala la partea, clemență, bunăvoință. Vedeți că facem pentru cetățenii comunei, nu facem pentru, nu fac pentru mine personal lucrarea asta. Mi spun băieții de la lucrare de acolo, e vorba de lucrare de extindere rețeală. Domnule, nu vor să aștepte, nu stau la semafor, intră, bruschează,
ăsta e drumul, asta e localitatea, nu avem ce face, că dacă era mai largă, dacă nu ieșeam toți cu gardul în drum, se putea face pe margine, pe apostament, prin știu eu pe unde, da. Dar nu putem să o punem prin stâlpi de telegraf. Deci prin pământ trebuie să vedem conducta asta și pe asfalt. Asta e. Se strântează circulația, dar trebuie să fim înțelegători că nu putem face fără disconfort ceva. Asta e lucrarea, nu avem ce face. E semafor, eu zic că e destul de semnalizată lucrarea, seara nu rămâne o gaură, doar atât, unii au pus hidranță sau unii, dar și alea semnalizate, trebuie să înțeleagă fiecare că nu putem să facem ceva fără un disconfort. Încă o dată îi rugăm să fie civilizați în trafic. Da, proiectul 2 de la modificarea ordinei de zi. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și statelor de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului, comunia său și ale serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local al comunei său, inițiator primarul. Aici e vorba de... Haideți să votăm proiectul de hotărâre cu contractul de furnizare a apă potabilă și după aia... Da. Nu. Contractul de furnizare a apă potabilă. Cine este pentru? Pentru? Nu. Acum trecem la modificarea organigramei și atât. Proiectul 2 de la modificarea... Comisia a avizit favorabil. Ce vrem să-l modificăm, că nu știm ce să mai facem, ca să atragem pe cineva. Avem postul de la urbanism, la registru agricol, nu avem candidați. Au fost scos de 3 ori până acum la concurs, nu vine nimeni. De la 3 ori să se stăteam. Am încercat acum să le transformăm, să le aducem pe studii medii. Poate vine cineva cu studii medici și după aia, dacă îi dorni, să facă facultate în timp ce lucrează și să putem avea o urmă. Nu ne face plăcere. Uite, trebuie să trimitem cetățenii la Bacău, nu putem elibera noi autorizații de construcții, certificat de urbanism, nu ai personal. Nu avem. Salariile sunt foarte mici. E vorba de, dacă se cadrează cu studii medii, 2400 de lei. 2400 de lei. Ne dăm 2400 de lei. Da, deci 2400 de lei. Deci nu-ți vine nimeni, un băiat cu studii, un om, o femeie, așa, cu studii să vină să-ți lucrează la o primărie, e 2400 de lei. Nu știu, încercăm toate variantele, le-am învârtit, doar cred că știți de câte ori le-am supus la vot și iar le-am învârtit și iar le-am pus și iar... Poate vine cineva. Vedem ce o să fie. Da, mai ales când din 10 iulie se blochează toate angajările la stat și atunci o să rămânem cu descoperiți. Da. Partea ce mă dă la 3, da? Deci, până la vot proiectul numărul 2 de la modificarea ordinei de zi. Cine este pentru? Proiectul 3 de la modificarea ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unor servicii juridice de asistență și reprezentare pentru apărarea intereselor comunei Astău și ale autorităților publice locale din comuna Astău. Inițiator primarul. Discuții? Comisia la avize favorabile. Este o propunere și a Comisiei de Administrație ca să existe contul pe durată determinată în cadrul acestui proiect de hotărâre. Adică acordarea acestor servicii juridice să fie pe durată determinată. Până la finalizarea stagiatului de către consilierul juridic din cadrul aparatului. Deci noi avem consilier juridic, nu are terminată stagiatul. Nu poate să ne reprezint în determinat tribunal. Și avem un contract cu un domn avocat. De când avem cu el contract, doar un proces l-am pierdut, ăla cu amenda cu câini. Deci mi s-a pus amendă de la Poliția Animalelor că nu avem padoc, că nu avem doctor veterinar, că nu avem pentru câini. Cum să facem noi o comună să angajez doctor veterinar, să angajez om, că noi nu avem oameni și buget pentru și padoc și ne-a pus amendă, efectiv ne-a trimis o adresă, dacă avem padoc sau... Și am spus că nu avem. Asta ne-a întrebat. Da. Ne-am trezit cu amendă de 100 de milioane. Deci nu mai gândesc să uși. Cât e la 100 de milioane. Bani pe. Auzi padocul dacă vine? Am plătit jumate din contul amendei și am dat în judecată. Din nefericire am pierdut-o că ei nu...
nu, o zis că e banul statului, așa au motivat judecătorul, că până la urmă tot în bugetul statului se duce. Dorea, dar dacă nu avem pentru cine? Noi avem câțiva câini, recunoaștem, sunt, dar nu e chiar atât de alarmantă situația. Ei, acum am încercat și am pornit demersurile la Târgu Ocna, este primăria Târgu Ocna. Are padoc, are tot ce trebuie, să facem un contract cu ei, dar e foarte, foarte scump. E 700-800 de lei, adică 7-8 milioane, fără TVA, bani vechi, pentru un câine să vină să ți-l prindă, să ți-l sterilizeze, să ți-l despăducheze. Păi stai un pic. Și dacă în două săptămâni nu are, nu vine cineva să-l adopteze, atunci... Da, oricum, deci înapoi nu ne-l mai aduce, asta e ideea. Dar e 8 milioane, îți dai seama, să dai... Că au mai fost, în prima parte, așa au fost o societate care ne s-o oferit în ea, să-i sfere cu șapon și să ne aduce la voi. Da, se deparaziteze. Ce faci? Dacă nu știu, dar voi. Până la urmă, e trebuie și avocat. Asta e o pozitivă. La dragonul nostru n-a dormit. Da. Supunem la vot. Cine este pentru? Cu modificare. Da, Comăneștiu are padoc. Și uitați câți câini sunt în Comănești. Cu tot padocul și cu toate aia și sunt câini și pe rău. Că se scălând după. Da, da, da. Măi, aduce cineva, am început să aduc. Păi știu acum, ai văd. Cine mă afară? Mi-a scris mesajul cu colegul de-a nostru. Mă scrie, cine a scris? Tu, Claudiu. Da. O văzut cineva când o dat din mașină. De-aia a spus, domne, dă numărul, ai un timartor, că atunci putem să amendăm. Nu, nimeni nu vrea să se asume. Vrei să asume? Da. Dacă l-ar fi văzut, nu te gândiți. Da, asta nu l-am spus. Probleme diverse, da. Da. La probleme diverse. Domnul Potos. Legătură cu apa. Se trage apă și pe uliță sau rămâne sarcina? Acum am un proiect, proiectul e făcut, coloana principală și le stăm ieșit la fiecare locuință, la limita proprietății. Unde se poate monta bazinul pentru apometru pe domeniul public, e lege, acolo trebuie să montăm. Deci nu există. Doar unii nu se poate monta, deci vine gardul și drumul, acolo să zici că intrăm pe proprietatea omului, dar nu avem voie, trebuie montat la limita proprietății. Noi atât, asta e prevăzut în proiect, e conducta principală, punem teu și ducem omului la limita proprietății. Acolo omul trebuie să își facă apometru, să își facă bazinul pentru apometru, să își cumpere apometru și să plătească montajul. Da, o să fie o taxă de raportare, nu știu, cât avem valabil, ai votat? Da, o taxă de raportare și sperăm în vreo două luni de zile să avem apă, dacă ne ajută la urmă. Pe uliță o să facem, după terminarea proiectului, noi lăsăm și pe uliță, acolo lăsăm conducte groase de 63, așa, și o să începem să ducem noi în primăria, dar atâta bani am avut anul trecut când am pornit proiectul și uite, de un an de zile mai facem hârtii, știți și dumneavoastră foarte bine, da. Pe uliță. Nu sunt atât de multe ulițe, la voi acolo, la Otfaz, mai e undeva la Berea, peste apă, pe la Socer, și restul e cam pe marginea drumului. Asta e. Domnul primar, explicații cu ce întâmplă canalizarea, că oamenii mai... Mai întreabă ce cu canalizarea. O apă la Ciobănuș, ca apă la Ciobănuș. Și... Da, la canalizare ne-a venit de la proiectantul lor, al Pro-Hidroinstral, toate problemele care sunt. Proiectantul, zicem că a fost chiar ok, o luat seama din filmarea noastră, le-a trimis și lor în științare și le-am făcut adresă noi să vedem când o să vină să apuce de remediat. Așteptăm să vedem răspunsul, când îl trimite să apuce de remediat. Are, probleme sunt, dar sperăm să remediem. Cam cu putere de lucrări. Nu pot să vă spun. Măcar când se apucă. Adică nu știu să vă spun, lucruri pot să vă spun. Da. Nu știu să vă spun. Dar și cu apă la Ciobănuș, da, ne pare rău. Acolo e terminată conducta, e finalizată, avem și apă pe conductă. Nu putem să-i dăm drumul până nu finalizăm contractul. E același contract. E extindere rețea apă în sat Ciobănuș și canalizare în,
în Straja, Luca și Maslău. Și nu puteam să-i dăm drumul la conducta aia fără să finalizăm ăsta. Ne pare rău, dar asta este, nu avem ce face. Nu depinde din noi. Dacă ar depinde din primărie, m-am duce și-ar da drumul la Rubineți. Dar nu se poate face o denovare, doar la volei terminată lucrare, tot? Nu, acolo când se finalizează acest proiect, o să trebuia să vină la PNDL, să vină la București, să vină la inspecția, și aia au zis că, eu nu viu pe bucățele, am făcut și solicitarea asta, nu vă gândiți că n-am făcut-o. Dom'le, dar hai să dăm drumul ăla, dacă ăla e ok, merge, de ce nu? Păi, vorba m-a lăsat, doamn primar, nu te... Știu, eu s-a dat întreg, știu, eu m-am luptat pentru proiectul ăsta, să tragem apă, știți că nu am fost, nu... Dar asta e birocrație din țara noastră, n-ai ce faci, e stai cu apa la naș și nu poți să bei. Cam așa ce faci. Da. Da, ne pare rău, dar... Da. Altă rugăminte. O venit primăvara, aproape că trece acum și mai avem câteva zile. Haideți să vă rugăm, totuși cetățenii, rog, sunează ca și consilieri, cu vecinii. Facem un pic curat prin marginea drumului, în dreptul locuințelor, că până la urmă nu îi chemăm să facă curat pe izla sau... Nu mai facem față, nu mai facem față cu muncitorii primăriei. Avem doi în concediu, am adus și tocătorul ăla, ni solicită să ne ducem efectiv în ogradă să-i tocăm cleanga. Nu se poate așa ceva, uite, au fost băieții la cineva, ne-au rugat, într-adevăr, avem un munte de cleanga. Dom'le, dar sunt eu vinovat că tu ți-ai pus livadă și n-ai ce faci cu cleanga acum? Ne-am dus două zile, au tocat creangă în curte la cineva. Sunt puncte unde poate... Când ai fost să-i dau foc, unii s-o duc, fă ceva. Nu, nu, da, dar sunt puncte unde, pe fiecare zonă, unde poți să-i depozitate creangă. Dar cum? Nu avem timp, efectiv, fizic. Cred că nu i-ați mai văzut băieții stând acum anus aici și să-i dau, să le fac, să le crească nasul. Nu cred că i-ați mai văzut stând degeaba pe marginea șanțului, cum suporta o dată sau stăm pe ei, dar nu avem timp fizic ca să cosim la toată lumea la poartă, să ne ducem la fiecare. Și eu zic că asta nu, eu am fost în străinătate, am lucrat în afară, am trecut în toată Europa asta și parte din Asia și bine am mai fost. Dar așa ceva să vină să scurți cineva în fața porții, nu știu dacă am văzut pe undeva. Tot cetățeanul iasă frumos și scurți, știu, o să puneți că bă, plătesc taxe și impozite la primărie. Dom'le, taxe și impozite și are cheltuiti chivernisete, că vedeți că n-am făcut risipă, până și băncile le-am făcut noi ca să nu cheltuim și coșuri, să nu cheltuim și în loc de joacă și o să facem și stații de autobuz, în început acum, ca să nu cheltuim banii dumneavoastră, că-s banii dumneavoastră, contribuabilor. Dar chiar să ne ducem să curățăm și în fața porții și în grădină, să ne scoatem preanga, asta nu putem, că n-avem. Aș face-o cu mare plăcere, dacă ar avea posibilitate. Încă o dată, vă rog. Să ieșim cu toții, dacă... în primăvară, în satul nostru ne place când trecem prin alte părți. Dăm exemple, am fost în nordul Moldovei, băi ce frumos, băi ce comună, băi ce... Dom'le, dar acolo nu trăiesc extraterestri, trăiesc tot oamenii. Și oamenii aia fac comună frumoasă. Îți cosești fiecare în fața porții, îți vopsești, vărâiești arbori, îți se repară garduri neîngrijite. O venit și l-o reparat după insistență, o lăsat scândurile și lețurile acolo. Păi n-am mai... Păi bine, frate, vrei să mă duc să-ți curăț eu ca primărie? Știu, e bine, e normal să fii plătit taxe și impozite, dar nu poți să te duci mătă la fiecare la poartă. Și nu vandalizării. Da, iar, e vandalizat, nici nu mai vorbim, nici nu mai vorbim. Am pus, tot. Da, am pus becuri la structura comuniești de acolo, la ciușmeaua aceea, o furat inclusiv și conturul, devastat cutia aia, o zbun. Și coșul din mai nou. Da, și coșul mai nou. Da, cum? O demontat de acolo cutia aia să nu funcționeze. La capătul satului, parcă am spus și în ședința trecută, am pus o cameră de la vedere, o ruptă și pe aia. Aproape că știm și cine o ruptă, dar nu putem să-l dovedim. Dar sperăm să-l și dovedim, dacă... Acum am pus două camere. Ultima găselniță care îi se duce și umblă la cutiile din urmat public, care n-ai ce faci, o cutie de tablă de fier. Dar ar însemna să facem un sinif acolo, ca să umblă, o desfăcut, o smuls cutia aia și dă siguranță în jos. Au de furat, au de trecut și au și ca să nu-i poate... Nu se mai poate duce la cutii, la camere, să mai umblă.
Să văd una pe alta, să vede una pe alta, cu două camere. Să duce și oprește. Da, oprește-i în altul. Dom'le, ce poți să mai faci cu oamenii ăștia? Cum poți să-i numești? Nu știu. Și știți, de ce? Pentru probabil că au și alte interese, dar în general ca să ducă gunoaie. Deci, nu știu dacă s-o înțeles, dacă s-o împupu bela și ai încă 10 saci de papuci și de haine, le scoți și ți le ia mașina. Adică, în loc să le lași la poartă să le scoți când îți vine mașina de gunoi, le iei și le duci și le dai de râpă. Avem canapele acum aici, la Structura Comănești, am cosit parcărnice, să vă uitați de râpă ce e. Și nici nu e accesibil așa ușor să le scoți de acolo. E, domnule, haine, papuci, alea le ia mașina de gunoi fără nicio problemă. Când nu ia moluz, moluzul l-am pus la dispoziție, cel puțin pe zona asta în târg, îl luăm noi după aceea, înfundăm alte găuri, creangă, autocăm, facem ceva pe ele. Cred probabil că de asta strigă camere, ca să aibă satisfacția aia la ieșire din sat, nu vă mai spun ce gropi gunoi au făcut și acolo. Da, dar apropo pe 24, acum au fost așa la Enel, la Bion și-au curățat pomia. Am întrebat-o, domnule, că e normal, ce faci dumneavoastră acum la timpul ăsta? Pomii sunt degetați, în curtea oamenilor ăsta. Domnule zice că ce-i normal în țara asta? Bine, toată creanga acum e dată direct pe toată, cu oamenii nu s-o ducă. Toată creanga. Dar te dau... Ce zic acolo? Dar cum s-o ducă dacă am zis în locul unui pic larg, acolo unde vă stă și nu știu. Nu m-o suna cineva și au venit băieții și nu curățată atunci. Domnul care, omul așa nu înțelege. A spus cineva. Exact ceea ce ai vorbit dumneata, așa înțelege omul. Ce vrei să mai faci? Așa vrea să înțeleagă. Așa vrea să înțeleagă. Da, și domnul de la Eon trebuia să vină și ei, prima vară, sau nu, eu, nu, eu firmă care sau o firmă. Și țara, dumnealui mi-a spus un domn de acolo. Și domnul, ce ceva normal în țara asta vine, domnule? Cum adică? Dar ce? Dar nici nu mi-a anunțat atunci când erau acolo. Eu trimiteam băieții la poliție și mă sună cineva pe apasă. Nu, că se știe, da. O anunțat că se întrerupe energia. Au luat oamenii, au strâns, creiam că au funcționat așa un protocolul lor. Să facă curat. Păi dacă au avut un protocol, le văzut strâns. Când nu are ce face cu ea, normal că nu o să o faci buzunar. Dar câte mări? Cremate, îmi duce și o luăm noi, adică o căm. La buluț acolo, de greu, e plin de creangă. Da, e nu, de ce rel, de ce o tăia de. Da. Domnul Uniga, vreau rugămintea către administrația comunei de a face puntea pentru a punții de stată să-l țineți și a început să deterioreze în ultimul an. Dacă nu ați mai fost decembrie acolo, cât puteți repede, haideți să faceți o măsură să... Mulți oameni mi-au spus acolo, domnule Cătălin, chiar nu putem face nimic cu fruntea asta acolo, chiar nu putem să punem două trei scânduri și să mai întindem șofurile. Știți că am vorbit în primar, că putem moderniza total, să facem metale. Ar fi foarte bine. Nu e în interesul meu, este în interesul oamenilor. A spus că pentru mine este ședință de dispuneți. Da, da, da. Amintesc până o rezolvă. Odul la chinez o rupă de el efectiv. Domnule, nu avem când. Asta e o bandă de chestie. Nu ai când, ți-am spus cu patru oameni. Cu cine se faci toate? E prioritizat. Știți dacă chemăm o firmă cât ar costa puntea aia? Te costă 2 miliarde scheme firmă. Așa cu oamenii noștri, poate o facem cu 2-300 de milioane. Dacă ajungem tot până la soluție. Vreți așa cu firmă? Gata, uite, facem un proiect de hotărâri, aprobați, chemăm o societate și atunci gata, statul. Și am făcut două punți în comună și am terminat bugetul. Că avem mult oameni care... Dar nu le putem lăsa, n-ai cum. Păi nu le putem lăsa de asta, în ordine, v-am spus, în ordine priorități. Dar pe aia s-au făcut acolo, așa, undeva de ceva. O să o facem și pe aia. Acum am luat, nu după aia, zic, decât să facă lucrurile. Nu poți să facem. Da. Eu nu poți să-i dai costoare, că să tare, nu poți să-i dai ciocană. Hai să vorbim pe rând ca să înțeleagă. Deci nu putem, am zis că în ordinea priorității, pe care e prioritatea principală? Aia, hai să încercăm. Acum am dat-o cu creangă, am dat-o că, într-adevăr, o crescut iar, va trebui să-i punem băieții să purțe, să toace creangă. Când o să termine cu asta, o să începe, ne ducem la punte, ne ducem la... Dar nu poți, n-ai cum. Dacă vreți, v-am spus și mă repet. Facem proiect de hotărâri, chemăm societate, facem proiect și o să vedem cât o să ne costă punte. Și atunci o să ziceți, bă, dar sunteți nebuni, cum să dai toată bani? Pe strada chineță al podul și nu mai vreau să treacă mașina. Da, la chineță al podul, am dat comandă de podere, am vrut să facem nimic, foarte spun. Ce vrei să facem? Când? Nu ai când, dacă te punem... Dacă n-am avut timp nici să-l apărăm la real și la vale. Și aici, consilierii mai vechi, tu poate nu știi, dar consilierii vechi știu foarte bine. Aici nu e ca acasă la privat, am bani în buzunar, dimineața ce idee mi-a venit, am scos banul, m-am dus și am făcut. Aici trebuie să facem referate, trebuie să facem hârtii până să aprobă, până ca să poți iei. Că nu vreau să dau cu subsemnată sau să plătesc eu. Am și eu copii crescuți, familie și
Și n-ar, dacă am spus că o să o facem, o să o facem. Ea trei oare, a treia și zic că e puntea, puntea, puntea. Păi vă spun, trebuie și puntea aia. Păi bă, dar și oamenii au văzut că nu stă, au văzut că am terminat podul ăla, l-am făcut cu un preț de 2 milioane. Nu știu, că am înțeles că tot consilierul nostru de la Păltenie și-a spus că a cheltuit 10 miliarde. Nu, s-a cheltuit 2 milioane. Păi pot să spun, dar ce nu ce vă... Nu, exact, cetățenia asta a spus că tu... Și la voi a fost în ședință, ăla a fost 2 miliarde. 2 miliarde, dar sunt 2 miliarde și... Și-a spus că nu o să ieși. Și ce pot am făcut acolo? Da. Și ăla dacă era să-l fi făcut așa pe bunii, păi dar nu-i costa, uite, podul de la Livada Minunată, cu lei, la... Mai ziceți că vine ăștia și ne... Am dat exemplu, cu Livada Minunată, așa, făcut proiectul 30 de miliarde. Poftim, hai să vedem, că noi avem buget de dată comună. Poți să-ți permiți foarte mult. Nu știu, toate sunt urgenți, toate sunt priorități, dar trebuie să înțelegeți că nu ne putem face toate într-o zi. Hai să mai punem mâna să mai facem și noi. Corect? Asta, auzi? Adică am mai până acum în sală Păltinești nu s-a implicat primăria. Doamne, doamne Cătălin, hai să mai punem mâna să facem. Dar până acum, la atâta. Până acum, cam nimeni la oasă. Domnul Cătălin. Poate am încat un scâmbur acolo. Domnul Cătălin. Da. Dar până acum atâția ani, când am venit eu viceprimar, cine a făcut punță? Eu ce-am făcut? Cineva cu punță? Cetățenul și-a făcut punță, acum toată lumea. Păi și nu s-a dat pe tine, și noi am făcut acolo mereu. Păi o să o facem, da. Păi cu vecinia, nu a dat primării, nu scăză niciodată. Și nu se poate face. Deci n-a spus să se ia pe tărbile, doar am închis să... Dar nu, cum expui, s-au stricat într-o hal fără de fapt. Mai am fost săptămâna de bine, am uitat, în scândurile întregi, în deocamdată s-o apărăm la dea șavare să nu mai fac așa. Deocamdată. Deocamdată. Deocamdată.